Luceafărul Bălan, lidera campionatului Ligii a 4-a Sălaj la fotbal, își poate asigura matematic titlul către campioană județeană la finalul acestei săptămâni. Cu 5 etape înaintea finalului de sezon, elevii lui Marius Pașca au avantaj de 13 puncte față de următoarea clasată, iar o victorie în etapa de duminică ar asigura echipei din Bălan titlul de campioană județeană și totodată prezența la jocul de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a. Liga a 4-a Sălaj își poate cunoaște câștigătoarea cu 4 etape înaintea finalului de sezon. După 21 de etape scurse din actuala ediție de campionat, Luceafărul Bălan are o zestră de 57 de puncte din 60 posibile și are un avantaj de 13 lungimi față de următoarea clasată, echipa CS Dumbrava Gâlgău Almașului. În cele 20 de partide disputate până acum, elevii antrenorului Marius Pașca au înregistrat 19 victorii și un singur eșec și, teoretic, nimic nu o poate opri din drumul spre titlul de campioană a județului. În etapa de la finalul săptămânii trecute, Luceafărul a trecut cu 7-0 de Lanterna Roșie Gloria Bobota, în timp ce principala urmăritoare, Dumbrava Gâlgău Almașului, a obținut doar o remiză 3-3 pe terenul echipei Olimpic Bocșa. Nici echipa de pe locul 3, Rapid Jibou, nu s-a descurcat prea bine în runda de duminică trecută și a remizat 2-2 pe teren propriu în fața echipei ASE Chiești. Tot cu o remiză 3-3 s-a încheiat și duelul dintre CS Crasna Flacăra Halmăști, iar la Mirșid, Unirea și Silvania Cehu Silvaniei au terminat la rândul lor partida din cadrul etapei a 21-a nedecis, scor 0-0. În celelalte două partide ale rundei cu numărul 21 s-au impus gazdele. Benfica Ileanda a învins cu 4-0 echipa clubului sportiv Barcăul Nușfalău, iar Sportul Cimleu Silvaniei a trecut cu scorul de 2-0 de echipa clubului sportiv Crișeni. Competiția județeană programează duminică cele 7 partide ale etapei cu numărul 22, runda la finalul căreia Luceafărul Bălan își poate asigura din punct de vedere matematic titlul de campioană în cazul unei victorii pe terenul echipei Flacăra Halmăști. Potrivit programului Ligii a 4-a Sălaj, etapa a 22-a programează următoarele partide: CS Barcăul Nușfalău, Sportul Cimleu, Silvania Cehu Silvaniei, Benfica Ileanda, Gloria Bobota, Unirea Mirșid, Flacăra Halmăști, Luceafărul Bălan, CS Dumbrava Gâlgău Almașului, CS Crasna, ASE Chiești, Olimpic Bocșa și Real Crișeni Rapid Jibou.